Numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Dragi frați și iubite surori, slăviți să fie Domnul. Ne întâlnim din nou și ne bucurăm împreună. Fiecare își aduce prezența Lui, viața Lui în fața Domnului Iisus. Fiecare își aduce efortul lui și renunțările lui de a fi aici și de a nu petrece în altă parte, într-o perioadă ca aceasta, care de multe ori ne oferă alte activități și ne bucurăm că suntem împreună. Evanghelia de astăzi, așa cum frații au prezentat-o, ne arată o întâlnire dintre bine și rău. Aș spune eu o întâlnire între binele întruchipat și rău, răul personificat. O evanghelie care ne înspăimântă prin aceea, nu atât prin acești demonizați care erau cumpliți, așa cum se spune, cât ne spere prin atitudinea acestor cetățeni, acestor gadareni, care, așa cum am auzit, îl invită politicos Domnul Iisus să le părăsească cetatea. Noi suntem împreună aici pentru că dorim ca Domnul Iisus să vină în cetatea inimii noastre, așa cum se spune Părintele Iosif, și în familia noastră, în adunarea noastră. Aș vrea și eu două mari învățături care le-am văzut în Evanghelia aceasta. În primul rând, Evanghelia aceasta ne arată autoritatea pe care o are Domnul Iisus. Autoritatea deplină pe care o are. În începutul acestei evanghelii, înainte de această întâmplare, înainte de începutul acestei evanghelii, se vorbește despre Domnul Iisus care potolește furtuna și se întreabă oamenii cine este acesta, că și natura și apele și furtuna ascultă de el. Cine este acesta? Se întreabă oamenii. Și vedem din această întâmplare cum Domnul Iisus spune că potolește furtuna și s-a făcut o liniște deplină. Așa cum și în sufletele noastre de multe ori e o furtună de gânduri, de întâmplări, de greșeli pe care le-am făcut, de atitudini mai puțin bune față de cineva, poate, sau de răni sufletești, această furtună poate fi potolită de Domnul Iisus și poate să fie liniște de plină. Așadar, Domnul Iisus are autoritatea asupra naturii, am putea spune. Evanghelia de astăzi ne prezintă această autoritate pe care are Domnul Iisus și împotriva, în fața duhurilor rele. Se spune că despre acești demonizați, că erau foarte cumpliți atunci când treceau pe stradă, pe acolo, și că locuiau în morminte, au ieșit din morminte, și spune că nimeni nu trecea pe acolo, pe unde mergeau ei, pentru că erau foarte cumpliți. Părintele Sorin Mihalache spune la acest lucru că stăteau în morminte pentru că așa este omul care este atașat de lumea aceasta, de bunurile lumii acestea. Acestea duc la moarte. Sunt perisabile, sunt trecătoare. Sunt atașat de mormânt. Acest demonizat este atașat de morminte. Spune Domnul Iisus un cuvânt că în altă circumstanță în care
ne vorbește celor de acolo să lase morții să-și îngroape morții lor. Și noi poate suntem în această situație de multe ori în care urmărim lucrurile perisabile care duc la, care vor muri, care se vor sfârși. Și un lucru surprinzător din Evanghelia de astăzi, am putea spune, este că Domnul Iisus ascultă și de aceste duhuri rele atunci când cer să fie aruncate, să fie izgonite, și ascultă și de acest cetățen din Gadara care le cer să, care îi cer să părăsească ținutul lor. Domnul Iisus ascultă de ei și spune în continuare, Părintele Sorin, că cum Domnul Iisus respectă libertatea omului și dorința lui, face ascultare de orice creatură, de orice duh chiar, dar totuși face binele neîmpiedicat de nimeni. Binele suprem. El își îndeplinește această activitate a vindecării celor doi. Ce suferință cumplită înseamnă această demonizare. Un om niciodată nu își poate dori să ajungă la așa ceva. Dar totuși, din aproape în aproape, se pare că se ajunge, prin păcate, mai mici la început, mai mari după aceea, se ajunge la acest lucru. Cerul pune stăpânire pe voința omului și omul nu mai poate să se controleze. Dar niciun om la început nu-și dorește aceasta. Ce suferință cumplită pentru acești oameni. Și Dumnezeu, Domnul Iisus, vine să îi vindece. Vine să îi elibereze pe acești doi. M-am gândit la această Evanghelie, așa cum am spus, că binele se întâlnește cu răul, că binele personificat, binele în persoană este Domnul Iisus. Orice om, gândesc eu că orice om care vrea să facă un bine și se gândește totuși în viața lui, necunoscându-L pe Domnul, să facă un bine, de cele mai multe ori nu reușește. Face un bine, poate, pentru o răsplată. Face un bine, poate, dintr-un interes oarecare. Face un bine. Și binele acesta este doar o idee, fără un fundament. Un fundament, o bază solidă. Domnul Iisus este binele de plin. Orice om dorește pentru copilul lui să-i ofere ce este bine. Creștin sau necreștin, ostaș sau neostaș. Dar cât de puțin poate chiar fac acest cel mai mare bine pentru copilul lor, de a-i aduce pe ei înaintea Domnului Iisus. Să fie eliberați, să fie răscumpărați din moarte, din moartea veșnică. Așadar, vedem pe Domnul Iisus că El nu constrânge pe nimeni, nici pe acest gadareni, și se pare că ascultă și această dorință a duhurilor rele de a intra în porci. Și totuși El face binele. Binele este Hristos. Domnul Iisus are autoritate în fața duhurilor rele. Are autoritate și în fața naturii. Și noi de multe ori poate că uităm acest lucru. Noi de multe ori, înfricoșați de diferite lucruri, îngrijorați pentru viitorul nostru, poate răniți de oarecare atitudine, răspundem și noi cu rău, uităm că Domnul Iisus este acolo, este în controlul și în autoritate față de toate cele care vin în viața noastră. Și ele, aceste întâmplări, sunt îngăduite de El. Vedem, așa cum ne amintim de multe ori, pe dreptul Iov, care nu dintr-un păcat a fost ispitit, ci a fost ispitit pentru că a fost o încercare îngăduită de Dumnezeu,
pentru el, o încercare care l-a dovedit peste veacuri mai înălțat, mai strălucitor și mai credincios cu adevărat față de Dumnezeu. Câți dintre noi am rezistat unei astfel de încercări și nu am pune la îndoială planul lui Dumnezeu, autoritatea Lui față de tot ce ni se întâmplă? Câți dintre noi am stat tari în fața unei încercări mari, știind că Dumnezeu poate în orice clipă să ne vină în ajutor și că la sfârșit El ne așteaptă să venim la El și El ne ajută pe drumul acesta? Acesta este un prim lucru care l-am văzut în Evanghelia aceasta, autoritatea Domnului Iisus. Și un al doilea lucru la care m-am gândit este că, spune Părintele Sorin în continuare, spune că vindecarea spirituală sau duhovnicească cere o jertfă materială. Acești gadareni, pentru porcii lor, pentru afacerile lor, pentru câștigul lor, au fost în stare să-L alunge, să-L invite să plece pe Domnul Iisus din cetatea lor. Vindecarea spirituală cere o jertfă materială și în viețile noastre, de cele mai multe ori. Spunea cineva că la acea Evanghelie a Tatălui risipitor, așa cum spuneau frații de multe ori, că nu a fost un fiu risipitor, cât a fost un tată risipitor la început. Tatăl acesta își dăruiește încă din timpul vieții sale averea fiului său. Averea aceasta trebuia doar poate la sfârșitul vieții să fie dăruită în posesia fiului, dar tatăl acesta își dăruiește averea, jumătate din ea, încă din timpul vieții și acest fiu este liber să plece. Dar spune în continuare acel om, spune că Dumnezeu Tatăl și-a dăruit jumătate din avere, dar până la urmă a câștigat dragostea și apropierea și dragostea fiului său. Pentru că orice vindecare, orice apropiere de Dumnezeu cere o jertfă materială, cere un timp sacrificat pentru rugăciune, un timp care se găsește greu de multe ori. Cere o renunțare, un post, cere atenție, cere o renunțare la alte lucruri atunci când suntem chemați aici să fim vindecați, să fim mântuiți. Demonizatul acesta, după ce este vindecat, spune că în alt loc unde este prezentată, se pare aceeași Evanghelie, aceeași întâmplare, spune că ar fi vrut să vină după Domnul Iisus. Și Domnul Iisus îi spune să rămână acolo și să spună întregii cetăți ce bine i-a făcut, ce mult bine i-a făcut Dumnezeu, ce i s-a întâmplat. Și spunea Părintele Stelian Tofană că Domnul Iisus îl îndeamnă pe acest fost demonizat să devină un apostol al cetății sale, un apostol al casei sale. Și atunci când acești oameni civilizați, acești oameni cu o statură înaltă, cu afaceri, atunci când acești oameni inteligenți, atunci când acești oameni întregi la minte, l-au alungat pe Domnul Iisus, acest demonizat, fost demonizat, devine un apostol al casei sale, al cetății sale și spune tuturor, mărturisește tuturor, așa cum și noi poate ar trebui să mărturisim ce a făcut Domnul din viața noastră, ce am fost înainte să venim poate la adunare. Desigur că avem fiecare slăbiciunile noastre, dar ar trebui să spunem cum a lucrat totuși Dumnezeu în viața noastră,
căci fiecare ne-am atins într-un moment al vieții de prezența Lui, care ne-a liniștit și care ne-a încurajat să nu ne lăsăm păcăliți de cele pământești, de cele perisabile, sau de frici, sau de duhuri, și să urmăm Lui cu încrederea că El este în control, în autoritatea vieții noastre, la cârma ei. Cât de greu este pentru noi să predăm aceste frici, aceste îngrijorări Domnului. Sfântul Ioan de Kronstadt spunea un lucru, că căderea celui rău din veac vine din faptul că credea că poate face ceva fără Dumnezeu. Acesta a fost și păcatul acestor oameni din Gadara. Credeau că pot face ceva fără Dumnezeu. Și un alt lucru pe care nu l-au înțeles este valoarea și prețul unui suflet. Valoarea și prețul pe care Dumnezeu îl pune pe fiecare om care este aici sau pe fiecare om de pe pământ. Un preț imens pus de Dumnezeu pe un suflet. Un suflet mântuit. Un preț pe care ceilalți oameni depărtați de Dumnezeu nu-l pot înțelege. Că după drahma cea pierdută se caută și după oaia cea pierdută se lasă cele 99. Pentru acest cetățean demonizat, acest om demonizat, Domnul Iisus merge în cetatea aceasta. Pentru prețul acesta imens al mântuirii Lui, al eliberării Lui, pentru toată cetatea, Domnul Iisus a fost un trecător care a vindecat un demonizat. Dar pentru acest om, Domnul Iisus a fost totul. A fost eliberarea Lui și vindecarea Lui și viața Lui. Domnul Iisus a fost binele care a făcut bine mereu, vindecând orbi, vindecând oameni paralizați, paralitici, vindecând demonizați, propovăduind Evanghelia. Cât suntem noi de dispuși să facem și noi o jertfă în viața noastră, o jertfă de la cele materiale, pentru vindecarea noastră duhovnicească, pentru mântuirea sufletelor noastre. Cât de dispuși suntem să jertfim ceva? Acest demonizat devine un apostol și el își spune mărturia. Să ne aducem fiecare dintre noi din cufărul cu amintiri și din memoria noastră, să cercetăm mult și să găsim locul acela și momentul în care Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunea, în care Dumnezeu, poate fără voia noastră, ne-a dus pe calea mântuirii, fără știința noastră și fără cunoașterea noastră. Aceste două lucruri am vrut să le aduc și eu în această seară. Faptul că Domnul Iisus, să avem încrederea aceasta, că Domnul Iisus are autoritate față de natură, față de orice se întâmplă, față de duhuri. Cât de înfricoșătoare erau la țară, se povesteau multe lucruri seara când ne mai întâlneam noi și se povesteau aceste lucruri despre duhuri și tot felul de întâmplări. Și spunea cineva mai în vârstă că n-ar trebui să ne fie frică. Domnul Iisus este în autoritate, este în control. Atunci când suntem aproape de El, atunci când îl lăsăm să vină în viața noastră și să facem și noi o jertfă materială pentru vindecarea noastră sufletească și pentru mântuirea sufletului nostru, care este prețioasă, este de un preț imens în fața lui Dumnezeu, sufletul nostru și al celorlalți. Fiecărui om are un preț imens. De multe ori putem trece cu vederea anumite suflete de oameni, cercetând sau poate părându-ni se că este neimportant un suflet. Dar Dumnezeu pe acel om pune un preț imens.
și arată o dragoste imensă față de el, față de orice om, ca să se întoarcă, pentru că ne iubește. Să dăm și noi prețul cuvenit fiecărui suflet și să ne aducem aminte de acest cuvânt al Domnului Iisus, că fără mine nu puteți face nimic. Putem să ne gândim să facem diferite lucruri, afaceri, dar să nu facem și noi ca acești cetățeni. Să nu spunem și noi să plece Domnul din cetatea vieții noastre. Plecarea Domnului Iisus din cetatea vieții noastre înseamnă moarte veșnică. Să-L chemăm așa cum îl chemăm mereu și să-L în viața noastră și să-L urmăm în toate cerințele Lui. Așa cum frații au spus despre aceste întrebări incomode, să ne lăsăm cercetați de aceste cerințe și întrebări incomode, pentru că ele ne duc spre mântuirea sufletului. Ce este mai important decât aceasta? Vreau să citesc și eu o poezie, poezie de slavă pentru Domnul Iisus, pentru darurile acestea pe care ni le dă. Slăvit fii Tu al bucuriei, prea fericit și sfânt izvor, ce umple cerul și pământul de-al dragostei etern fior. Slăvit fii Tu al nostru unic și fericit mântuitor, slăvit fii Tu de-ntreg pământul și întregul cerurilor cor. Tu, sărbătoare nesfârșită a bucuriei tuturor, slăvit fii Tu, al nostru unic și prea iubit mântuitor. Slăvit fii Tu de fiecare, răscumpărat nemuritor, Tu care îl faci să ajungă al slavei și al cerului moștenitor. Slăvit fii Tu, al nostru dulce și minunat mântuitor. Slăvit fii Tu de toți nuntașii, cerești în vecii nunții lor, Tu bucuria cea mai înaltă și dorul cel mai arzător. Slăvit fii Tu al nostru mire și Dumnezeu mântuitor. Ne bucurăm și pentru această seară. Ascultăm cuvintele Domnului Iisus și pentru noi ele sunt hrană. Să mergem și noi la casele noastre, să mergem la viața noastră cu o hotărâre nouă pentru mântuirea sufletului și pentru slava Domnului Iisus. Amin.